Remember old Katarina when you would smash your face and get penta? Ah, unlike new Katarina, care are cu totul un sistem diferit de a fi jucată. Cheese-ul ăsta este cel mai broken lucru care îl puteți face în low elo. E cel mai 1v9 lucru pe care îl poți face consistently în low elo. Nu știu, facem un video legat de chestia asta. Trebuie să dau muzica mai încet dacă este, că nu o prindă YouTube-ul, I guess. Cel mai broken lucru pe care îl poți face în low elo. Ward-ul ăla pus acolo în poziția aia. Versus bad players, poți să te griduiești și cu blue. Versus good players, nu te griduiești și cu blue. Și vă explic și de ce în ambele situații. Versus bad players. Dar bad players vor avea extrem de greu clear-ul. Acum, în situația în care ăsta a avut cât de cât decent clear-ul, faptul că i-am lăsat blue, i-am lăsat campul, cel mai greu de făcut, cel mai greu de farmat, și care îi dă și cea mai puțină utilitate, și care îi destabilizează și tempo-ul pentru următorul camp degeaba. So, după ce își face blue, o să fie într-o situație awkward, în care nu poate să facă invade, nu poate să facă decât gongs. Și dacă este să dea flip pe partea cealaltă a hărții, până se face tranziție în partea cealaltă a hărții, deja mi-am făcut eu alte două camps și chiar dacă ajunge să-mi ia blue, uitați-vă, acum se plimbă aiurea pe hartă, că nu are ce să facă, până a face chestia aia, a pierdut deja echivalentul a 3 campuri. Astea sunt 3 campuri în tempo. Așa că ce o să facă în situația asta? Ceea e cel mai obvious de făcut. Și anume, se va duce pe scuttle crab, pentru că nu vrea să mai piardă și mai tare, este instinctiv, este automat by default, nu ai nicio soluție decât să iei scuttle crab. Ceea ce este în favoarea mea, pentru că el își pierde timpul luând cel mai puțin valuable camp din joc, precând eu îmi termin campurile valuable, care sunt echivalente a ceea ce i-am luat lui. Și majoritatea junglerilor vor lupta după pe al doilea scuttle sau vor da back. Dacă vor lupta pe al doilea scuttle, I'm ok, pentru că eu mă duc să iau Raptors. Și dacă am luat Raptors, el, după ce și-a făcut chestia aia și a luptat pentru al doilea camp, va da și el back și se va duce în partea de jos a hărții și îmi face deschidere pentru al doilea spawn al lui de urs. Și cu chestia asta, automat, tot ce face enemy jungler în situațiile astea sau deschiderea Raptors, și tot ce face enemy jungler în situația asta este să aleagă într-una și într-una worst choice in terms of camps când vine vorba de tempo și XP value. Este printre cele mai disgusting broken cheeses fără counterplay și fără counterplay în 1v1, că este counterplay la chestia asta, și e lame. Că n-ai ce să faci în legătură cu asta. Cum aia se cheamă? Raptors. Acum nu mai stau să fac chestia asta, pentru că o să vină Zoe. So, acum mă duc să-mi iau golems și dau back. Și din toată chestia asta am obținut enorm de mult value în tempo față de enemy jungler. Și din punctul ăsta, el trebuie să joace catch-up într-una și într-una
într-o poziție bad, from behind, from behind, from behind, să fie într-una și într-una, from behind, from behind. Mai stau aici, pentru, mă griduiesc pentru chestia asta, pentru că, repet, am mai explicat conceptul ăsta și vi-l mai explic o dată. Pierzi mai mult timp ducându-te din bază și venind cu iteme să cureți campul ăsta decât să încerci să-l curezi direct cu levels. Ce înseamnă asta? Dacă rămâi pe hartă, faci levels. Ce înseamnă levels? Levels înseamnă AD. AD înseamnă items. E logic, nu? De-aia de multe ori ajung să fac path-uri de genul ăsta overextended. Pentru că nu dau back, dar fac levels. Făcând levels, îmi păstrez tempo-ul. Debuției merg 100%. Are Aegis. Vreau să dea smite. Ia, e singura metodă de a obține relative value aici. Am dat misclick go. Fugi? Fugi? Vrei să vină Ari? Nice, m-a salvat cu chestia aia. A ratat charm-ul. Am, din moment ce am două smite-uri, ar fi waste să dau back fără să iau gromp-ul. Trebuie să-mi dau smite-ul pe gromp. Și după aia, dacă stau prea mult, deja mi se spawnează campurile. Mi-am îndeplinit misiunea și am obținut tempo prin ce am făcut aici.